Când dorim să mulțim plantele prin butaș, indiferent dacă sunt flori, arbuști sau copaci, uneori formarea rădăcinilor reprezintă o problemă. Pentru a avea reușită și pentru a accelera procesul, să nu așteptăm prea mult, putem recurge la substanțe stimulente din comerț sau putem opta pentru metode naturale. Mierea este cel mai popular stimulator de formare al rădăcinilor. Se poate aplica direct pe rădăcini sau se poate dizolva o linguriță într-un pahar și introducem o treime din tulpina butașilor în soluție timp de 12-24 de ore. Aloe vera, dacă aveți această plantă în casă, rupeți o frunză și picăturile de suc proaspăt se dizolvă în apă, se țin butașii în această soluție, nu numai că accelerează apariția rădăcinilor, dar le stimulează și sistemul imunitar. Apa de salcie, se rupă câteva grenguțe de salcie și se pun în apă. În momentul în care apar rădăcinile la grenguțele de salcie, se scot grenguțele și se introduc butașii în această apă și se înrădăcinează foarte rapid. Cartofii pentru înrădăcinarea butașilor sunt foarte populare, în special la trandafiri. Butașii primesc o cantitate mare de nutrienți de la cartofi dacă introducem butașul în cartof. Drojdia este de asemenea folosită ca și stimulent de înrădăcinare. Se prepară o soluție de drojdie, 10 grame la 100 de ml de apă. Se pun butașii în această soluție timp de 24 de ore, apoi se clătesc și se transferă în alt recipient, apă curată sau pământ, depinde cum doriți să efectuați înrădăcinarea.